Aveam impresia că fac o veșnicie. Am venit să spun ceva și am uitat de ce am venit. Eu nu cred așa. N-a fost ok deplasarea ta. Defilarea. Defilarea, da, știu. N-a fost ok. Te rog frumos, Ruxi. A fost o șoptită. Da, vino încoace. E și din film. E greu în... Da, facem și noi cu ea, o ajutăm. Ai, și, e prietena ta, e deci fetele perfect de la... pentru melodia ce asta. Faci? Să-i arăți cum se... Păi cum da, se da, depilează. Prietena mea are altfel de papuci, știi? Stai, așa. Sau te referi la dans? Da, și tu în spatele ei. A, la, 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 la. În spatele la. Ei. Are să muzică. Vedem la melodie. Mie îmi place un lucru, bărene, la Ruxi. O opulență. O opulență și una la mână. Orice melodie ar fi, ei se mișcă omorul puțin. Exact. Hați, păi știi hați, ce am zis că fac? Îmi place chestia asta. Unde mergem astăzi, Nicoleta? Hai, uite, Ilinca, mă duc la cimitirul Vesel. Acolo te duci. Da, mă duc să fac poze. Da, stai, Caterin, coase așa. Dar ținut acum arată, ne spune Viviana. Îmi place foarte mult de Nicoleta în general, dar și în seara asta. Cred că și ei îi place de ea. Și de mine, mie, de ea și tot așa. Îți stă foarte bine cu denim și cu toată combinația asta și cu puțin roșu. Scuze, mi se trage... Așa. Mi-ar fi plăcut trandafirul ăla să fie, nu știu, sau ce, pare garoafă. E garoafă. Garoafă. E garoafă, garoafă, nu? Chiar e, garoafă da. E. Păi dacă nu la cimitir? Deci chiar te... Ai furat-o de la cimitir? Nu mai vezi până nu, acum. Am nu, am făcut-o special să fiu un... Să fiu un decor. Da, îmi place ținuta. Nu știu dacă a făcut-o cu stilist sau nu, dar ideea e că se prezintă din ce în ce mai bine în competiție și îmi place. Deci mie îmi place fața, Nicol. Deci, mă, jur, e genial. Tu e expresivă. Deci, era... Da, nu știu dacă cu stilist sau cu... Super. Păi nu că, am tot fost, am mai fost întrebată la testimoniale dacă în continuare eu cred despre tine că nu ai stilist. Și am zis că fata se prezintă, eu nu am alte informații, ea se prezintă bine, eu nu pot decât să o felicit și să văd în continuare ce ne mai oferă. Mm-hmm. Să ascultăm părerea juraților despre ținută Nicoleta, te rog, în fața lor. Vreau să-mi faci și mie legătura concurentă, Nicoleta, între acel pompon. Așa. Cum te-ai gândit la pomponul ăla și la jacheta asta de nim foarte geoletaxi Vanessa Paradis și cum ai legat totul cu geanta de friptură? Păi am zis să mă duc să fac poze fani, așa, nu știu, și am zis eu că n-am roșu, cu roșu să mai tai un pic din... Și ai și un pantalonaj sau ce este acolo? A, da, am pantaloni scurți. Păi, din garderoba ta toate, mai puțin geanta. Da, păi uite, sunt și purtate, dacă vin lângă tine... Și saboții? Să vezi, nu, astea de la magazin. Și dai înapoi? Păi da. N-ar fi rău. Și faptul că văd jacheta închisă așa, mă calmează. Îmi tai anxietatea. Că pantalonul nu mi se pare cel mai reușit. Dar basca îți vine bine. La spate se întâmplă un fel de înfrățire a melcilor. Este nu că nereușit cocul, este nu că sătesc, este nu că provincial. Este un coc indezirabil. Dar are o noimă. Are mersul legănatul. La 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 la. A, nu știu continuarea. Și un bravo. Știu că tare e primar. La 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 la. Ideea e foarte clară. De pe scaun, de când stăteai acolo ca un tomboi, mă tot uitam și spuneam: bă, dacă și-ar fi pus niște insigne undeva pe stânga, pe dreapta, pe pieptul, reverul. Era pionier. Nu era pionier, dar era un Che Guevara modern. Chiar da, pentru că tocmai asta folosești tu acum, jeansul, și nu folosești un military look. Pe mine m-ai fi dus foarte bine în zona asta în care Che Guevara ne influența până și în fashion. Îmi place foarte mult ce propui, îmi place textura șosetei. Eu sunt înnebunit după șosete, după cum s-a văzut, dacă e iarnă. Și eu sunt, crede-mă. Pentru mine vara e cu șosete, iarna la fel și tot așa mai departe. Pantofii sau papucii sunt foarte buni și ei. Este un look foarte bun, bravo, ai stil. Mulțumesc. Te lipiști de două până acum. Să zic că cu scrămeacilea care se face și hai mă, uite mă săraca, mă zici că e pe Valea Oltului, pare față de Dacie, mă, rămasă în pană, de Olsid rămas în pană, mă. Feiță, zici că ești un Olsid rămas în pană pe Valea Oltului?
Bă, dar am niște viziuni cu niște golani care opresc să o ajute să... Nu, ce nu? Ba da, cum nu? Nu e cu golani, este cu un soț înolțit și ea îi sparge mufa, îi face scandal de la la solo marginea drumului. De ce cu un soț? De ce să nu fie singură neajutorată pe la un 7 când se întunecă pe Valea Oltului? Da, de ce să nu dăm calificativ? Am pățit asemănător ceva. Ia, ce ai pățit zi asta? La ora 12 noaptea în ajunul Crăciunului am făcut un accident, a intrat cineva în mine, în fine, și s-a dat jos să mă bată. Și nu știu cum s-a nimerit. În fine, era o gorilă de asta mare, așa. Doamne. Dar nu știu cum s-a... Ideea este că eram foarte șocată, n-am mai văzut, n-am mai auzit, ați văzut cum mă panichez eu așa. Și deodată a oprit o mașină cu patru băieți tineri, atât auzeam că au venit și l-au luat de pe mine și tot îi spuneau că lăsați-o, că ce aveți cu ea, nu vedeți că e o fată, că nu știu ce, că bla bla bla. Eu nu știu de unde au apărut oamenii ăla, deci pe noaptea nu era nimeni pe șosea. Doamne ferește. Dar, Doamne ferește. Eu mă gândeam la un scenariu drăguț. Eu știu, dar uite, mi-a venit în minte asta. Da. Da. Trebuie să-i dau calificativul. Zic, da. Dă-i fetiță, dă-i. Ești o trilogie. Mulțumesc. Bine, Nicoleta, felicitări. Și cei de acasă te ascultă. Trilogia vă salută, așa că vă rog frumos să mă votați cu 4 la 1206. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, Ioana, am uitat să spun poezia, mă. Ia, mă, poezie. Ia. Cum era, mă? Sub această cruce grea se odihnește soacră mea. Nu? Da, ce vrea. Nu, sub zace, păi i-a murit, nu mai zace, se odihnește deja. Așa e, așa e pe i-am povestit că am fost acolo și era... Și cum suna poezia? Sub această cruce grea zace beata soacră mea. Trei zile de mai trăia... Zăceam eu și citeia. Bună asta, bună! Și da. Eu chiar mă gândeam să zic că ați fi putut să faceți un mix perfect de piese, de tot ce vrei tu și cu Nicoleta. Uite că ați făcut un mix de poezii, tot e bine, felicitări!